Alianța USR Plus a organizat în weekend alegerile pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, a informat conducerea acestei structuri politice printr-un comunicat de presă. Astfel, cei 163 de delegați desemnați anterior prin votul membrilor filialelor USR și Plus din județ au făcut ca ierarhia finală să arate în felul următor. Camera deputaților, primul pe listă, Ciornei Radu Tudor, care va fi urmat de Buburuzan Lorena, Re Adrian Radu, Adu, Vacariuc Mircea Călin, Boca Vasile, Grigoraș Augustin Aurel, Zbranca Viorel, Moldovician Gavril, Hazi Marcel Vlăduț, țăran Ioan Marinel, iar la Senat deschide lista Mândruță Gheorghiță, urma de Popescu Nicolae Daniel, Clopotare Adrian Ștefan, Ursu Janina Carmen. Astfel, USR plus Suceava dovedește încă o dată că este singurul partid din România în care candidații la funcții interne sau politice sunt aleși democratic prin votul membrilor, nu dictați și ordonați în spatele ușilor. Închise. Alegerile parlamentare sunt punctul crucial al efortului pe care l-am început împreună, îl continuăm împreună și nu vom renunța până când România nu va fi o țară sănătoasă și guvernată bine, se precizează în comunicatul Alianței USR+.